dacă nu nou, nou început. Păi așa este întotdeauna. În fotbal se întâmplă lucrurile astea destul de des. Noi suntem obișnuiți și nu ne rămâne decât să înțelegem ideile pe care domnul Urin vrea să le implementeze la echipă și să reușim să câștigăm mai multe meciuri. Te deranjează că se întâmplă atât de des chestia asta, schimbarea de noi? Oricum nu aș putea să fac nimic în sensul ăsta. Sunt lucruri pe care cei din conducerea cluburilor le decid și noi trebuie doar să le acceptăm și să ne vedem de treaba noastră. Cu ce crezi că ar putea să fie la conducerea cluburilor? Nu cred că aș putea să dau un răspuns acum și nu cred că nimeni ar putea să dea un răspuns în privința acestui lucru. Cred că doar rezultatele vor vorbi. Colegii și te-au spus despre el? Este un antrenor foarte bun și ați văzut dumneavoastră că a avut rezultate foarte bune și cu siguranță va avea în continuare. Te-au povestit și despre cantonamentele cu el? După cum am spus-o și în urmă câteva zile, din câte știu, niciun jucător nu a pățit nimic greu. Lucrurile pe care dusul le face în cantonamente nu fac decât să ajute fiecare jucător să aibă o pregătire fizică cât mai bună și să reușească să dea cât mai mult pentru ca echipa să aibă de câștigat. Ai spus că ți-au spus colegii tăi că Dușan este un antrenor foarte bun. Ce aturi are el din ceea ce ai auzit? Din câte știu, nu are teamă de nimic. Și lucrul acesta nu poate să dea decât o încredere foarte mare fiecare jucător în parte și inclusiv colectivul. Adică ai încredere că veți aborda meciurile mereu la victorie? Așa am făcut întotdeauna. Eu niciodată nu mi-am dorit niciun rezultat de egalitate, indiferent cu ce am jucat. Mie mi-a făcut întotdeauna să câștig. Așa am crescut și lucrul acesta nu mi-l poate schimba orice antrenor ar veni. Crezi că odată cu revenirea lui Dușan o să fie mai multe șanse la titlu? Șansele sunt aceleași ca și până acum. Încă nu am început returul și este prematur să vorbim despre șanse mai multe la câștigarea titlului. Meciurile care vor trece la începutul sezonului vor arăta dacă avem șanse reale la titlu sau nu, pentru că dacă nu vom reuși să obținem primele trei partide de minim 7 puncte, cu siguranță va fi foarte greu. Ai văzut că Poli e dat ca favorit, cel puțin de casele de patru, tu cum o vezi? Dar nu mă pasionează jocurile la casele de pariuri. Problema lor, pe ce poziție ne cataloghează și cum ne văd ei ca și favoriți. Noi știm doar că avem de recuperat 5 puncte și altă. Dacă aș fi pariat, cu siguranță m-ar fi interesat ce coste ar oferi, dar așa nu mă interesează. Dar dacă ar fi să pariezi, cât ai pariat pe Poli? Păi mi-ar fi de ajuns, dacă nu aș câștiga titlul, am pierde toți foarte mulți bani. Și automat n-am avea de ce să pariez. Noi trebuie să câștigăm titlul ca să câștigăm ce avem de câștigat. Eu, în primul rând, pariu cu voi. Este un lucru pe care fiecare jucător și-l dorește și este păcat dacă într-o carieră de fotbalist nu reușești să adun cât mai multe titluri. Pentru că la sfârșit de carieră cu lucrurile acestea rămâi. Și cred eu că acest oraș ar merita anul acesta ca titlul să ajungă aici. Dacă este titlul, consider că e un sezon ratat pentru tine? Nu numai pentru mine, și pentru colegii mei. Ținând cont că anul acesta foarte multe echipe au avut un început de sezon mai slab, să zic așa, și ne-au avantajat foarte mult rezultatele și ar fi păcat să nu profităm de această șansă. Dar, cum am spus, o trebuie să câștigăm primele trei partide de 7 puncte ca să putem să sperăm la titlu. Păi, n-am făcut deocamdată mișcări cu piața transferului. Din ce ai văzut în acelelalte echipe, cine ți se pare că s-a întâlnit mai mult sau poate a servit? Acestea sunt lucruri relative. Orice transfer făcut până în momentul în care nu începe campionatul și fiecare jucător să reușească să confirme, nu înseamnă nimic. Deocamdată apare cel puțin eu plus, nu știu, pentru Ucluș, de exemplu, minus pentru Dinamo. Păi Ucluș sunt destul de în spate, din câte știu eu, și cred eu că nu contează lupta pentru titlu, fără să le aduc niciun fel de jignire. Poate la anul. Pentru Dinamo, minus, sau cred că am mulți jucători de acolo. Întrebați-i pe cei de la Dinamo, nu mai vreau să mai răspund despre ce este la Dinamo. Este problema lor și trebuie să-și rezolve problemele așa cum știu mai bine. Ce crezi că
Pe cine vezi ca principală contracandidată pentru vot? Este o țelă care nu trebuie să mai aibă parte nicio prezentare și mai sunt încă două, trei echipe care se află în spatele nostru la fel de puternice ca și lot, ca și infrastructură la nivel de conducere și cred eu că vor fi doar 4-5 echipe care se vor bate la titlu. Nu vreau să dau niciun nume, niciun informații pentru că n-aș vrea să deranjez pe altcineva. Din teren, cum ai simțit? Care dintre echipe au pus cele mai mari probleme în tur? Echipele pe care nu le-am bătut și care am revizat. Deci Bistrița e... Păi, dacă nu am câștigat împotriva lor, înseamnă că au reușit să ne pună probleme mai mari decât echipele care au pierdut. A trecut deja o perioadă de când ești la Timișoara, crezi că te-ai integrat deja complet? Da, mă simt foarte bine. Nu știu ce înseamnă a mă integrat complet. Este un lucru dificil de explicat și nu cred eu că cineva ar putea să facă lucrul acesta. Sunt lucruri relative pe care fiecare jucător le simte. Eu pot să spun doar că am întâlnit aici un colectiv extraordinar și niște oameni nați atât suporteri cât și conducerea clubului. Este normal ca el să-și dorească să aibă o carieră de antrenor la fel de bună ca și cea de jucător, pentru că a acumulat foarte multă experiență în calitate de jucător și va ști foarte bine ce are de făcut ca și antrenor pe viitor. Ați mai vorbit cu el, el v-a transmis păstrat același spirit, așa, ca și în turul de campionat. Nu știu colegii mei dacă au vorbit cu el, eu pot să vorbesc doar în numele meu. Eu am vorbit și cu siguranță voi vorbi tot timpul, pentru că înainte de a fi antrenor, eu am fost foarte bun prieten Cosmin de pe vremea de când juca la Dinamo și la echipa națională și sunt foarte mulți ani care ne leagă ca și prieten. Și lucrul acesta nu se poate schimba. Îl vezi antrenând în Liga 1 la Sportul când se vorbește? El știe ce decizie va lua, nu suntem în măsură să răspund unde l-aș vedea. Cu siguranță va alege oferta cea mai bună și va ști el care este momentul ca să aibă din nou o echipă sub comandă. Îi costați și noi o medalie dacă va fi la vară? Păi o merită și Cosmin și domnul Petrovici. Va trebui să le înțeleg un jucător la una dintre medalii, probabil. Vom fi prea mulți. Da, cred că e o primă.